un crâmpei, un fragment din istoria politicienilor prin aceste fotografii. Și politicienii merita să aibă mai mult decât să fie reprezentați și prin sigle și ștampile și toate merita, pentru că politicienul a avut un parcurs, o evoluție, nu numai, deci tot ce vedeți aici este o evoluție culturală. Deci tot s-a legat din cultura politicieniană și noi, eu am încercat să o fac, să lumea să înțeleagă de ce am evoluat și cum am evoluat. Am să vă explic, aveți aici o fotografie cu prima școală, scrie în chirilică, școala începătoare din Fălticeni, 1841. În 1839, eforia școlilor publice a cerut Ministerului afacerilor, nu afacerilor interne, ca ce spunea, Ministerul Trebilor din Interior, să facă o cartografiere, așa cum scrie în așa, câte școli sunt în Moldova. Și în Suceava atunci s-au găsit patru școli, în județul Suceava, viitor Fălticeni, după aia Baia. Două erau, se predau în limbi străine și două în limba moldovenească. Cele mai frecventate erau în limbi străine. În 1840, tot eforia școlilor din interior propune să se introducă în alfabetul chirilic litere latine. Ăla s-a numit alfabet de tranziție. Tot în 1840, eforia școlilor propune să se înființeze școli publice în Fălticeni și sau în județul Suceava, din care în Fălticeni o școală de băieți. La noi s-au transversat lucrurile până în 1842, de-abia în 1842 a apărut prima școală de băieți. Școala este alături, este fotografii la 1856 cu școala de băieți. După aia să vă spun despre, că a vorbit domnul director despre Oprișeni. Oprișeni a intrat în componența orașului în 1923. Până în 1923 a fost comună independentă. În 1923 de-abia a intrat în componența orașului cu cele trei sate, Oprișeni, Buciumeni și Fălticenii Vechi. Avem aici harta la 1923, când prin hotărârea, aceeași hotărâre când s-a făcut la Senat să facă Oprișeni și Șoldănești, de fapt, fără ce a pus, a intrat și s-a făcut harta. Aveți harta acolo cu județul Fălticeni. Că după ce s-au neamunit, după unificare, județul Suceava a devenit Fălticeni și ulterior Baia. În 29 a devenit județul Baia. A fost susținut de Serafim Ionescu, de Virgil Tempeanu și încă un senator susținut pentru a... ei vreau să-l desfințeze. Și a fost susținut și a zis că prima capitală fiind la Baia, Moldovei, a devenit Baia. Avem aici iarăși o ștampile de la Principatul Moldovei cu judecătorii Ținutului Sucevei. Este interesant pentru că este la 1852, parcă dacă nu mă înșel, așa 1852 înainte de unire. Și mai avem aici ștampile cu, ca să vă, curiozitatea este că avem ștampile, aveți ștampile și cu Epitropii, aveți cu spitalul, Epitropia. Aveți Epitropia Spitalului Județean Fălticeni, pentru că spitalul care a fost înființat la 1860 de Stamate, Eftimie Stamate, deja devenise județean, pentru că județul nu mai avea un spital mare cum era în Fălticeni. Și spitalul care am avut, deci noi am fost important. Deci, pe lângă faptul că am avut astea, am avut și cultura a evoluat odată cu, și cu ștampila. Asta este important. Noi, în 1800, după 1870, a fost o explozie culturală în Fălticeni pe care puțini au cunoscut-o.
Cineva spunea odată că la voi aici, după ce a vizitat orașul, o cunoștință după ce a vizitat orașul, a zis, la voi aici apa și aerul și solul este benefic pentru toți care au fost și care au venit aici în oraș. Pentru că sunt mulți oameni din cultură care au venit, s-au stabilit în oraș și n-au mai plecat în oraș, au creat în oraș. Au creat mult de tot. Vă mulțumesc!